Hai noroc și la mai mari, mai băieți și fete. Jimmy, Bobby și Janel vă salută. Cei trei pești care au speriat vestul. Astăzi mă gândeam eu și nu m-am gândit foarte mult să fac un borș de pește. Și de fapt, de drept, nu, mint. Nu am să fac un borș de pește, am să fac o ciorbă de pește pentru că am să o acresc cu oțet. Că mie așa îmi place ciorba de pește. Da, știu, mama mea făcea borș de pește, acris cu borș și mie nu mi-a plăcut niciodată. Și nu-mi plăcea nu din cauza că era acris cu borș, nu. Nu-mi plăcea din cauza că făcea de obicei cu pești de cei mitei, știi, cu țări. De care prindea tata aia cu crâznicul pe tazlău, știi? Și mie nu-mi plăceau pește cei mitei pentru că li păstra capul. Îi curăța, dar li păstra capul. Și nu plăcea nici o culoare. Așa că astăzi o să facem o ciorbă de pești. Bineînțeles că nu o să fie ciorba de pești aia pe care o găsești la malul Dunării, pentru că ciorba de pești ca pe malul Dunării n-ai să mănânci decât pe malul Dunării și n-ai să o faci niciodată acasă la tine ca pe malul Dunării, exact cum pomana porcului nu va fi niciodată mai bună decât dacă o faci în ziua când ai tăiat porcul. Am să fac o ciorbă de pești dintr-un singur sortiment de pești, pentru că ghișce, nu toți avem acces la 4, 5, 6, 7 sortimente de pești să punem în oala noastră. Și nu trebuie să facem nici 20 de litri de ciorbă de pești ca să putem să avem un gust. Că după cum știm, ciorba de pește se face la ceaun. Și în momentul când faci ceva la ceaun, pui și multe legume, pui și mult pește și automat ai și gust. Eu am să fac ciorbă de pește din ăștia trei pești, și anume macrou. Ce am să fac prima și prima oară? Am să porționez eu peștele ăsta. Și mai întâi de toate, am să tai capul, uite așa, și am să tai și o bucățică așa din coadă, uite așa. Și restul de pește am să-l tai, uite așa, feliuții. Pac, pac, uite așa. Așa procedez și cu ăștia la doi. Uite așa, capetele și cu codițele astea le-am pus într-o oală și bucățile astea alte de pește le-am farfurie aici, am să le pun în frigider și am să le folosesc o lecuță mai târziu. Din cauza că nu avem foarte mult pește, nu facem într-un ceaun de cel mare și automat nu o să avem nici foarte multe legume, o să încerc prima oară și prima oară să fac o supă de pește. Să extrag cât mai mult gust pot eu din capurile astea și din cozile astea. Înțelegi ce zic? Așa că pisita câmurile astea, ca să le zic așa, cu știluc am să pun niște țelină, niște morcov, cu știluc păstârnac și cu știluc o ceapă tăiată pe din două. Niște boabe de piper și vreo 3 căței de usturoi, cu știluc aici. Am acoperit cu apă toată șmecheria și uștiuluc cu toată treaba la fiert. Și am să fierb eu la foc mititel, aproximativ, să zic eu așa, vreo oră, poate chiar și o oră și jumătate. Cu capacul pus așa, o lecuțică într-o parte, măcar vreo oră. Am fiert eu supița asta pentru aproximativ o oră. Deja am o bază de gust. Nu mai pornim de la apă chioară ca să facem ciorba noastră. Am să iau un castron dintre ăsta și cu o strecurătoare și uștiuluc cu spamea în castron. Am scurs zama, am spălat oala, am repus zama în oală, cu știluc foc. Deja acum avem o bază de gust și începem să adăugăm legumele tăiete, să punem și mai mult gust în zama noastră. Uștiu cu ceapă, uștiu cu morcov, păstârnac. Ei, păstârnac, am pus țelină acolo, băi, de ce e abia, nu păstârnac, ce? Ăsta-i păstârnacul. Ce vorbești, băi? Și un ardei gras, uștiu aici. Punem o lecuțică căpăcelul și lăsăm să fiarbă toată treaba pentru vreo 20 de minute, cam așa. Uite așa, am lăsat eu să fiarbă vreo 20 de minuțele. Ăsta e momentul în care pun niște sare, uite așa, în ciorba mea, uștiu cu un cartof, uite așa. Și tot acum cu știluc cu o mână de orez. Orez pe care l-am spălat foarte, foarte bine, în 5-6 ape înainte să-l adaug. Cu știluc aici. Tura asta am să las pe foc toată șmecheria numai vreo 10 minute. Nu vreau să mi se fiarbă chiar de tot cartofii, înțelegi? Pentru că noi o să mai avem de fier și peștele. Și din cauza asta, doar 10 minute lăsăm la foc cartofii și cu orezul. Și ei o să mai fierb împreună cu peștele. După 10 minuțele, eu am aici o conservă de roșii în bulion. Au fost roșii întregi în bulion pe care le-am mărunțit o lecuțică. Cu știluc aici. Lăsăm o lecuțică să dea în cloc toată treaba. Ăsta este momentul în care potrivim toată treaba de sare. Eu am să-mi mai pun o lecuțică de sare, că mi-ai trebuia o lecuțică de sare. Am să pun și niște piper. Și tot ăsta este momentul când potrivim de oțet. Deocamdată am să pun numai vreo 3 linguri de oțet. Am să mai gust la sfârșit. De ce am pus oțet acum și nu pun la sfârșit? Cum ar fi oarecum normal? Din cauza că oțetul protejează o lecuțică peștele pe care am să-l pun imediat acum să nu se sfărâme. Bine, nu numai oțetul. Oțetul împreună cu sucul de roșii creează o zeamă mai acidă și zeama mai acidă nu dă voie peștelui să se sfărâme, să se ducă peste tot. Înțelegi ce zic? Și uștiu cu peștele nostru. Uștiu, uite așa. A, de așa. Și lăsăm noi să fiarbă peștelui pentru un sfert de oră, cam așa. Bineînțeles, după ce o fierb peștele, am închis focul și uștiu cu o mână de leuștean și pătunjel. Uite așa. Hey. Amestecăm o lecuțică și ne putem pune pe mâncat, măi băieți și fete. Ia, hai să vedem care-i treaba. Am și o lecuțică de ardei iute dintre asta la oțet, știi? Merge, merge. O lecuțică de pâine. Stoace o lecuțică de ardei ăsta aici. Vai, vai, vai. Minunat, băi băieți și fete, minunat. Ascultați la mine. Da, da, e și trebuie. Hai noroc și la mai mare, să ne auzim sănătoși. Tura viitoare. Vă pup!